Bună dimineața, viață, bună dimineața, suflete iubitoare de frumos! Bine ne regăsim la mesajul zilei venit din infinit, astăzi 22 noiembrie 2023. Însă vă reamintesc că aceste mesaje sunt atemporale și sunt perfect pe rezonanță exact în momentul în care voi le accesați. Astăzi ni se vorbește despre vocea noastră interioară, despre profesorul nostru lăuntric, maestrul din interiorul nostru, prin care curge călăuzirea noastră divină de zi cu zi. O să vă prezint mesajul, vocea interioară, da? Se numește. Am folosit oracolul Rugăciun către Înger, creat de Carl Gray, un oracol drag mie, pe care îl folosesc aproape zilnic, cu o vibrație foarte înaltă. Se pare că mulți dintre noi, din moment ce s-a relevat acest mesaj, ignorăm vocea noastră interioară. Ignorăm mesajele sufletului, pentru că sufletul ne vorbește întotdeauna prin intuiție. Și o să vă dau un exemplu. De exemplu, când cunoașteți un alt suflet, de fapt, ce se întâmplă? În momentul în care voi doi vă întâlniți, sufletele voastre își citesc energia câmpurilor unul celuilalt. Și atunci voi primiți toate informațiile din planul subtil despre acel suflet și simțiți că este ceva care vă place sau simțiți că acea persoană vă este antipatică, că ceva nu este în regulă. Deci de la prima întâlnire, da, simțiți acest lucru, pentru că este vocea sufletului vostru, este vocea interioară. Și asta se întâmplă tuturor sufletelor, nimeni nu este mai special decât celălalt, dar este important să fim conectați la ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și la ceea ce simțim. De multe ori în viața mea am ignorat intuiția, vocea sufletului meu, cântul inimii mele. Și de fiecare dată s-a adeverit că întotdeauna a fost exact așa cum am simțit din prima, însă am urmat rațiunea, pentru că și eu sunt om aici pe pământ. Bine, asta se întâmpla în urmă cu ceva timp. De ceva timp îmi ascult inima și apoi filtrez prin rațiune și întotdeauna pentru mine s-a dovedit că calea inimii este cea mai corectă pentru mine, pentru viața mea, pentru universul meu. Deci ni se cere să fim conectați la vocea interioară, pentru că primim multe mesaje din planurile subtile. Suntem călăuziți de ghizii noștri spirituali, suntem călăuziți de entitățile angelice care ne vorbesc clar prin intuiție. Pentru că ființele de lumină nu se coboare la un ceai, la o cafea cu noi, da, prin umani, limbajul minții divine și a vocii divine este abstract pentru mintea noastră pământeană, așa că ei prind orice formă subtilă de a ne transmite mesaje. Prima este aceea a intuiției noastre, a sufletului nostru, apoi este limbajul vieții, da? Modul în care ne vorbește viața, prin oameni, prin situații de viață, prin mama natură, prin mesaje primite din cărți, din filme, din cântece, din ce vreți voi. Dacă sunteți atenți și conectați la propriile voastre ființe și la întreg, comunicați cu viața, veți vedea că viața vă relevă încă de la începutul zilei tot ceea ce voi trebuie să știți pentru parcursul acelei zile. Însă este necesară conectarea cu noi și conectarea cu noi se face prin stare de prezență, prin respirație conștientă, prin aducerea focusului în interiorul nostru. Pentru că în interiorul nostru există o lume magică, universul nostru, care conține frumusețea tuturor universurilor existente și toată informația de care ființa noastră are nevoie aici pe pământ să evolueze, ni se spune clar, deci fiecare mesaj zilnic ne transmite subtil, sub o formă sau alta, să nu mai căutăm în exterior, ci să ne ducem în taina inimii noastre, pentru că acolo este adevărul suprem al ființelor noastre. Și acum vreau să vă transmit mesajul exact așa cum a venit el. Astăzi este despre vocea ta interioară.
Îngerii sunt pregătiți acum să-ți aducă gânduri, sentimente și cuvinte care să te inspire și să te călăuzească în interiorul tău. Pentru că în interiorul tău este o voce, o voce a unui maestru, cea a sufletului tău, o voce puternică și tenace pe care o poți folosi cu credință ca și călăuzire divină în călătoria ta. Este necesar să-ți faci timp să-ți asculți sufletul. Ai cerut ajutorul și susținerea sferelor înalte, iar ele sunt acum pregătite să te călăuzească cu iubire către următorii pași. Orice călăuzire plină de iubire pe care o auzi în aceste momente este 100% venită de la sursă. Cum îți dai seama că tu primești un mesaj de la sursă, de la sufletul tău sau un mesaj de la mintea ta? Este foarte important să te conectezi cu corpul tău fizic, să vezi cum simți. Cum simți acea trăire, cum simți acea emoție, dacă simți disarmonie, agitație, senzații în corpul fizic, este clar că este un mesaj de la minte sau poate fi chiar din altă parte, să nu aibă o sursă prearmonioasă. Însă, în momentul în care mesajul vine și tu ești într-o stare de armonie, de bucurie, de serenitate, parcă inima ta are un freamăt, un cânt, da? Al fericirii, al bucuriei, este clar că atunci ești conectat 100% cu sufletul tău și cu planurile celeste și primești acel mesaj. Vocea interioară este foarte subtilă, da? Și are nevoie, atenție, de răbdare și de dorința de a o asculta ca să poți să auzi cu adevărat ceea ce spune, să asculți mai exact. Vei ști că îți vorbesc îngerii, fiindcă tot ceea ce ți arată ei este plin și de susținere. Așa este. Ceea ce ne arată planul divin este plin de iubire, pentru că iubirea este limbajul universal al planului divin și al întregii existențe. Susținerea divină este acum pentru tine, pregătită, ai credință și ascultă cântul inimii tale, pentru că prin acest cânt îți vorbește măreția celui iubit, sursa vieții, creatorul ființei tale și a întregului, Alfa și Omega, a începutul fără de sfârșit. Acesta este mesajul zilei de astăzi. Acum însă vă rog să vă gândiți la o situație de viață la care voi doriți să aflați un răspuns și vom folosi cartea scrisă de doamna Ana Aurora Șuncu, mesaje venite din infinit, ce ar face iubirea în locul meu, da? Ne gândim la această situație și vedem mesajul. Viața mea se derulează prea încet. Vreau să aflu lucruri noi și să evoluez. Parcă stau pe loc. Ce sfat îmi dă iubire? Iubirea cântă. Ființele foarte tinere se grăbesc foarte tare și când te grăbești nu ai timp să admiri copacii de pe marginea drumului. Când ai plecat spre o destinație, cel mai mare câștig și cea mai mare aventură este chiar drumul. Unde te grăbești? De cine fugi? Întotdeauna viața merge perfect, în ritmul perfect, cu oamenii perfecți și lecțiile perfecte, ca tine. Foarte frumos, cel puțin mie mi-a răspuns la întrebarea care mi-am pus-o și întotdeauna mesajele, să spun, vin așa cu umor, da? Pentru că divinitatea are și mult umor. Divinitatea este blândețe, smerenie, este iubire, este și fermitate, dar este și umor. Foarte frumos. Și iată, avem o carte vindecătoare, mesaje de la Isus, primite sub formă de channeling de Doamne Ana Aurora Șuncă. Haideți să vedem mesajul conștiinței cristice de astăzi pentru noi. Călăuzirea. Nepăsarea. Hai să vorbim despre nepăsare. Trec zilele pe lângă tine și ajungi să nu-ți mai pese decât de sărmanul trup. Cu ce îmbraci, cu ce plimbi, unde îl plimbi și ce mai arăți. Și devii tot mai nepăsător cu sufletul, partea ta nemuritoare pentru care ai venit aici. Ai venit nu pentru trup, ci pentru suflet. Trupul este doar un mijloc, este mașina cu care tu te duci până pe malul mării, dar apoi cobori din ea și ești tu. Tu nu ești mașina, tu nu ești haina, tu nu ești figura socială, tu nu ești trupul. Înțelege? Nepăsarea față de suflet te-a adus în goală, disperare, ură, mizerie, sărăcie și supărări.
Prin nepăsare, ataci ce ai mai de preț, bucățica ta de dumnezeire. Ataci Fiul lui Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, și apoi normal că trăiești în frică. Și astăzi a venit timpul să faci ceva, să schimbi aiureala asta și să te bucuri, știind cine ești și pentru ce ai venit aici. Ai venit să fii fericit și râsul tău și bucuria ta să reconstruiască grădina Raiului, pe care tot tu ai stricat-o cu gânduri de frică, furie și deznădejde și dorințe nepotrivite. Astăzi lasă nepăsarea, aruncă-o ca pe o haină veche ruptă. Astăzi, dacă vrei, poți primi pe loc o nouă haină de iubire, mângâiere și lumină. Doar să vrei, cere cu încredere că ce ai și primit. Sublim, deci sublim acest mesaj. Ce poate fi mai mult de atât? Iată că ne-am început ziua cu un mesaj de împuternicire care ne arată clar vibrația acestei zile. Dacă simțiți că acest suflet poate împuternici, acest mesaj poate împuternici și alte suflete, am să vă rog să distribuiți acest material către acele suflete. Vă mulțumesc că faceți parte din această comunitate, vă mulțumesc pentru că suntem, pentru că viața este despre împreună și împreună putem face prin aceste mesaje ca ziua noastră să fie mai armonioasă și mai plină de bucurie. Vă reamintesc de citile energetice personalizate pe care le realizez. Am să vă las în descrierea acestui video toate datele pentru ca voi să puteți să accesați aceste citiri energetice. Vă zâmbesc și vă doresc o zi plină de bucurie.